Suplimentele alimentare nu țin locul hranei sănătoase. Există însă și suplimente care ne sunt necesare, mai ales atunci când vorbim despre o afecțiune care trebuie tratată. Ce suplimente alimentare ne sunt cu adevărat utile și care sunt noutățile în domeniu, aflăm acum la rubrica Superhrana. Dragii mei, bine v-am regăsit la Superhrana, ghidul dumneavoastră de cultură alimentară, pentru că da, a mânca sănătos și gustos este până la urmă un act de cultură. Și astăzi încercăm să vorbim de acest act de cultură, dar în cantități foarte mici. La Superhrana vorbim de super suplimente, împreună cu nutriționistul Cristian Mărgărit. Bună dimineața! Bună dimineața! Te-am chemat să ne povestești un pic de ultima modă în ceea ce privește, să zicem, suplimentele nutritive, pentru că nu vorbim neapărat de medicamentele sau suplimentele pe care le luăm când avem o afecțiune. Care e ultima modă în suplimente, din punctul tău de vedere? Ce ți-a atras atenția în ultima perioadă? Se merge foarte mult pe o... Care sunt trendurile? Se merge foarte mult pe o detoxifiere reală a organismului, se merge foarte mult pe extracte standardizate, se merge Ce înseamnă asta? Extractul standardizat înseamnă că într-o capsulă ai o cantitate cunoscută de substanțe active dovedite științific pentru o anumită funcție, pentru un anumit efect. Spre deosebire de o plantă tocată, de exemplu, un ceai, suplimente mai vechi, care, de exemplu, aveau ceai verde, dar nu știi cât epigallocatehin galat ai într-o capsulă. Acum există foarte multe suplimente care deja prezintă pe etichetă extractul standardizat. De exemplu, aici am Ganoderma lucidum, Reishi, este într-un extract de 10 la 1. Este o concentrare a ciupercii respective, deci nu este Știm exact câtă substanță activă luăm și știm exact că substanța aia funcționează așa funcționează cum ar trebui, pentru că în general au studii întinse pe zeci de ani, bineînțeles, chinezii pentru plantele lor din medicina tradițională chinezească au mii de ani în spate de studii și de observații. Mi-am amintit, toată lumea zice că, domnule, piața asta a suplimentelor nutritive e așa o chestie gri. Tu care, repet, cunoști foarte bine piața asta. Da, e adevărat sau nu? Sunt din 2003 pe piața asta, am 13 ani anul acesta. Suplimentele nutritive sunt asimilate alimentelor, ceea ce presupune, de fapt, că sunt sigure pentru consumul uman. Deci ele se prezumă a fi sigure. Există niște liste cu suplimentele permise în Uniunea Europeană. Ce nu este pe acea listă, nu este autorizat aici. Da, deci toate suplimentele care sunt pe piață au astfel de notificare ce ne garantează nouă că sunt pe lista corectă. Există foarte multe astfel de reglementări pe de o parte asupra produselor și pe de altă parte asupra afirmațiilor pe care noi le putem face despre produse. Că nu putem afirma aia, orice. Într-adevăr, în România este un pic mai relaxată această reglementare. Efort, nu știu cât, sau... Exact, pentru că avem foarte multe produse care se marketează cu reclamă extrem de agresivă și cu astfel de claimuri exagerate. Acelea sunt niște păcălele. Asta nu înseamnă neapărat că produsul în sine ar fi rău, ci pur și simplu se exagerează efectele pozitive. Pe de altă parte, există pe piață și suplimente care sunt legale, sunt autorizate, tot ce trebuie, dar înăuntru conțin substanțe naturale, produse de plante sau de ciuperci, dar cu efecte de medicament. Și de asta am adus aici, de exemplu, această drojdie roșie, se face pe un orez special, care are o statină naturală, scade colesterolul. Este e super. Ultima oră asta. E apărută de ceva timp, asta are ca noutate faptul că este într-o matrice de grăsime, deci se asimilează mult mai bine și este asociată din start cu coenzima Q10. Se știe că statinele inhibă sinteza de coenzima Q10 și atunci asocierea coenzimei Q10 ajută foarte mult. Deci ăsta e practic un medicament și din punctul meu de vedere ar trebui la un moment dat chiar folosit doar cu recomandarea medicului. Ultimele am aici, pentru că sunt la modă foarte mult detoxifierile, regimurile de detox, se numește indol-3-carbinol, se găsește în crucifere, varză, broccoli, toate celelalte și ajută la detoxifiere, în special la detoxifierea estrogenului, excesul de estrogen. Funcționează și funcționează chiar foarte bine. Este, repet, un extract din crucifere, din familia verzei, să spunem. La fel și calciul glucarat, tot în direcția asta. Și bineînțeles, hai să vorbim un pic și de ceva care are reclamă foarte multă. Sunt suplimente pentru creșterea potenței, chiar a fertilității, a apetitului sexual. Discutăm practic de un extract din testosteron, nu? Nu, aici sunt extracte de plante, vitamine și minerale, zincul e foarte important, e pus, magneziul pentru relaxare, avem, bineînțeles, un tribulus și un extract de Euricoma longifolia, toate în extracte standardizate. Precizare, cele mai multe suplimente de pe piață din această zonă
ori sunt adulterate și s-a dovedit asta, sunt foarte multe situații în care s-au descoperit substanțe chimice înăuntru, ori exagerează foarte mult efectele. Un astfel de supliment nu are un efect miraculos ca omeopatie minune, ci el reglează funcțiile organismului, cum ai spus tu mai bine la începutul emisiunii. Cristian, îți mulțumesc foarte mult pentru informațiile utile și interesante pe care le-ai dat, iar pe dumneavoastră, dragii mei, vă aștept în continuare aici, la Superhrana, la ghidul dumneavoastră de cultură alimentară.